Or fi fiind ele multe, dar eu nu le văd. There may be many, but I do not see them. La ce ți închipuiai că se gândește când te-a întrebat dacă ai să te întorci fiindcă voia să te revadă? What did you imagine he was thinking of when he asked you? If you would come back because he wanted to see you again? Mauriciu se furișa de-a lungul zidului până nu mai putea. Fi văzut dacă nu dădea peste un sac plin cu monede de aur. Maurice would have glided along the wall until he was out. Of sight if he had not come across a bag full of gold coins. E de necrezut că mă rogi să te ajut când știi că sunt supărat pe tine. It is incredible that you should ask me to help you when you know I am angry with you. Îmi închipuiam că ai cumpărat de mult casa aceea. I imagined you to have bought that house long before. Potârni chiar fugi din locul acesta dacă ar ști ce ai de gând să faci. The partridge would be running away from this place if it knew what you were going to do. Gazela a plecat de la grădina zoologică și nu știe nimeni unde. Dar n-are importanță. Nu poate face rău nimănui. The gazelle has left the zoo, and nobody knows where it is, but it does not matter, it can harm no one. Ce să-ți mai aduc? What else shall I bring you? Pianistului ar fi plăcut să îi se spună ce să cânte. The pianist would have liked to be told what he should play. Ce carte te aștept să aduc de vineri într-o săptămână și de ce nu mi-ai spus? Mai devreme că vrei să vin la școală într-o zi când mă așteptam să fiu liber? What book do you expect me to bring on Friday week? And why didn't you tell me earlier that you wanted me to come to school on a day when I expected to be free?
Când a sosit casierul la bancă, se fregau podelele cu săpun și apă. Se descuiau ușile și se deschideau ferestrele. When the cashier arrived at the bank, the floor was being scrubbed with soap and water. The doors were being unlocked and the windows were being opened. Elevul ar fi vrut să fie scutit de frecvență, întrucât fusese bolnav. The pupil wished he were exempt from attendance as he had been ill. I-am spus că nu trebuie să-și plece capul, fiindcă n-a făcut nimic rău. I told her she must not hang her head because she had done nothing wrong. Dacă ții să fumezi trabuc, nu văd de ce m-aș opune tocmai eu. If you will smoke cigars, I don't see why I should object to it. Se ducea acolo destul de des. He used to go there fairly often. Aștept să pleci. I am waiting for you to leave. Mă întreb de ce n-a venit. I wonder why he has not come. Doctorul a hotărât că va locui în Franța în următoarele 5 săptămâni. The physician decided he would be living in France for the next 5 weeks. De cine ai ascuns cântarul? Whom have you hidden the scales from? Am și uitat ce m-ai rugat să țin minte, așa că te rog, amintește-mi ce mi-ai spus ieri. Când m-ai rugat să nu uit și eu nu țin minte despre ce era vorba. I have already forgotten what you asked me to remember, so please remind me what you told me yesterday. When you ask me not to forget and I do not remember what it was. Comenta de multă vreme vestea când ai ajuns acolo. Had he been commenting on the news for a long time when you arrived there?
E neașteptat că și-a reparat mașina în loc să o vândă după un accident așa de grav. It is unexpected that she should have had her car repaired instead of selling it after such a bad crash. Cosmonautul hotărâ că a făcut începutul și acum va aștepta să-i calce alți cosmonauți pe urme. The spaceman decided he had made a start, and he would now wait for other spacemen to follow him. Orionul e o boală gravă și mai frecventă decât rachitismul. Mumps is a serious disease and more frequent than rickets. Trebuia să faci cum a zis. You should have done as he said. N-ar trebui să-l contrazici. You should not contradict him. El îi explica cum să împingă înainte schiul stâng, apoi pe cel drept, dacă el voia să învețe. Nelly would have explained to him how to slide the left ski forward. Then the right, if he had wanted to learn. Cine n-a fost de acord cu tine? Who disagreed with you? Redactorul șef i-a împrumutat vizitatorului propriul lui exemplar din revista de săptămâna trecută. Zicând că speră că vizitatorul o să îl înapoieze când n-o să mai aibă nevoie de el. Dar până acum redactorul șef a așteptat zadarnic, întrucât acel vizitator anume a plecat și nu s-a mai întors. The editor-in-chief lent the visitor his own copy of last week's magazine. Saying he expected the visitor to return it when he no longer needed it. But the editor-in-chief has so far waited in vain, since that particular visitor left and has never come back. Apele Tamisei erau foarte murdare după furtuna aceea. The waters of the Thames were very dirty after that storm. Mai slăbește-mă.
Leave me alone. Locul unde am găsit prepelița aceasta e foarte departe. E la mile întregi depărtare. The place where I found this quail is very far away. It is miles from anywhere. L-ai văzut în ultima vreme? Have you seen him lately? Am să plec în curând dacă dihorul acela e bine zăvorut pe undeva. I shall be leaving soon if that polecat is safely locked somewhere. Cumnatul lui nu te-ar ocoli dacă nu te certai cu toată familia. His brother-in-law would not avoid you if you had not quarreled with the whole family. Pârâtul avertiză că fiica lui, pe care a lăsat-o singură acasă. O să se îndrepte cu mers legănat spre bucătărie, o să aprindă un chibrit și o să dea foc întregii clădiri. The culprit warned that his daughter, whom he had left alone at home. Would toddle to the kitchen, strike a match and set fire to the whole building. Băiatul vorbea de parcă știa engleza de când era copil, deși uitase mult de când fusese în Anglia. The boy was speaking as if he had known English since he had been a child. Although he had forgotten much since he had been to England. Înțelese că nu trebuie să distrugă arțar, dar nu se putea împiedica să dorească să-i taie. He understood he should not destroy maple trees, but he could not help wanting to cut them. Era dornic de prieteni noi și se purta de parcă nu l-ar fi dezamăgit nimeni niciodată. He was eager for new friends and behaved as if no one had ever disappointed him. Se deschid ușile ca să intre vizitatorii. The doors are being opened for the visitors to come in. Rechinul ar fi ucis cu harpoane dacă ar amenința viața cuiva. The shark would be killed with spear guns if it menaced anybody's life.
Acolo se duc vara elanii. It is there that the elks go in summer. Am să mă opresc după ce vei cumpăra ce ai spus că ai căutat și n-ai găsit. I shall pause when you have bought what you said you had been looking for and had not found. L-ar putea ajuta un meditator dacă e așa de slab la matematică. A tutor could help him if he is so bad at mathematics. Cel dintâi e englez, dar cel de al doilea e american. The former is an Englishman, but the latter is an American. Nu să tânjească ea după vești de la el după ce el va pleca? Won't she long for news from him when he has left? A zis că ar fi fericit dacă aș vrea să îl ajut. He said he would be happy if I would help him. Ce n-ar da să n-o cerți pe sora lui, fiindcă de obicei ești prea sever cu ea. He wishes you would not scold his sister, vows you are usually too hard on her. I-am spus că trebuie să dea din cap ori de câte ori nu e de acord cu ceva. I told him he must shake his head whenever he disagreed to anything. Liliacul spera că nu o să trebuiască să înainteze cu greu până la copac până ce nu se va lăsa noaptea. The bat hoped it would not have to plod along to the tree till the night had fallen. Trebuia să-ți faci temele când ai spus că ai să le. Faci și să le arăți profesorului ca să-ți dea o notă bună. You should have done your homework when you said you would. And shown it to the teacher so that he might give you a good mark. Poate că și-a șters ochii când i-ai promis că n-o s-o mai bați. Dar se va teme întotdeauna de tine de acum înainte. She may have dried her eyes when you promised you would not beat her again. But she will always be afraid of you from now on.
Discuți de 2 minute încoace că o să împrumuți bani de la el? Have you been talking about borrowing money from him for the last 2 minutes? Se construiau noi teatre și erau chemați mulți actori să joace acolo. Întrucât orașul urma să devină un centru cultural important, cel mai bun loc unde să locuiască un dramaturg. New theaters were being built and many actors were being called to act there. As the town was to become an important cultural center, the best place for a playwright to live in. A nimerit cu Ișteangard când și-a dezvăluit tainele polițistului. Întrucât nu știa că polițistul acela îl caută de 2 ani și că îl va trimite la închisoare cât ai clipi din ochi. He cracked the bell when he revealed his secrets to the policeman. As he did not know that policeman had been after him for 2 years and he would send him to jail in no time at all. Povața ei era bună, dar el nu voia să asculte ce zice ea. Her counsel was good, but he would not listen to what she was saying. Dacă l-ai văzut pe Perchit rându-se camelcul, nedorind să meargă la școală. Trebuie să-l pălmuiești și să-i spui că e un pierdevară. If you saw Percy creeping like a snail, unwilling to go to school, you should have slapped him and told him he was a lazy bones. Trăiască cei ce sunt sătui de dulciuri și le lasă copiilor. Long live those who are sick of sweets and leave them for the children. L-am întrebat adesea pe dirijor de ce au crescut fiii lui atât de înalți, dar el a evitat mereu să-mi răspundă la întrebare. Așa că am dedus că nu-i prea mândru de înălțimea lor anormală. I have often asked the conductor why his sons have grown so tall. But he has always avoided answering my question, so I inferred he is not very proud of their unnatural height.
N-ai să ai voie să te duci în orașul acela nenorocit, oricâte motive să te duci ai găsi. You shall not go to that abject city, no matter how many reasons for going you may find. I-am spus că cred că ar trebui să fie vreo sărbătoare națională. I told him I thought it should be some national festival. Venea adesea să ne vadă mai de mult. He would often come to see us a while ago. Clientul avocatului medita că de 3 ore se face de râs, de când a intrat în biroul avocatului și a început să-i spună că s-a hotărât. A făcut deja prea multe greșeli, e hotărât să divorțeze. Chiar dacă nevasta lui e casnică și nu se face să părăsească o femeie care n-are servici. The lawyer's client pondered that he had been making a fool of himself for 3 hours. Since he had entered the lawyer's office and had started telling him that he had made his choice. He had already made too many mistakes. He was determined to get a divorce. Even if his wife was a housewife and it did not do to forsake a woman who did not have a job. Ida s-ar fi repezit până la o vecină dacă copiii ar putea fi lăsați singuri. Ida would have stepped across to a neighbor's if the children could be left alone. N-ai vrea ca el să fi fost mai concentrat asupra studiului când l-ai găsit lucrând acasă? Don't you wish he had been more intent on his study when you found him working at home? Ți-am spus că e înnebunit după muzică, tocmai ca nu cumva. Să-i aduci de ziua lui cărți în loc de compact discuri. I told you he was crazy about music, lest you should bring him books instead of CDs on his birthday. Are să hoinărească agale pe strada Oxford după ce o să termine de scris la mașină scrisorile acelea. She will saunter down Oxford Street when she has finished typing those letters.
Nu trebuia să se scarpine la nas în fața judecătorului. He should not have scratched his nose in front of the judge. Ar fi trebuit să îi mărturisești în cele din urmă că i-ai furat ceasul. Fiindcă nu voiai să plece atât de iute. You should to have confessed to him eventually that you had. Stolen his watch because you did not want him to leave so soon. Mânca o mulțime de dulciuri când era copil. He would eat a lot of sweets when he was a child. Știam că ai să-l legi când ai să descoperi că ți-am pușcat căprioarele și oile. I knew you would bind him if you found out he had shot your deer and sheep. Trebuiau să traverseze râul înot și să facă plajă. They had better have swum across the river and lain in the sun. Cioara a fost gonită, dar precis se va întoarce. The crow has been chased away, but it is sure to come back. Tocmai mi-a dat ultima lui carte. He has just given me his latest book. Nu se poate să nu stai la masă. But you must stay for dinner. Nu trebuia să-l minți de la obraz dacă chiar știai că ți-a. Fost totdeauna prieten bun și nu te-ar fi înșelat niciodată. You should never have done him in the eye if you really knew he had. Always been a good friend to you and would never have cheated you. Ar trebui să-i spui băiețelului acela dacă dai de vreun bananier. Fiindcă îi plac grozav bananele și dacă s-ar urca în el n-ar mai lăsa nici măcar o singură banană. You should tell that little boy if you come across a banana tree. Because he is very fond of bananas and, if he climbed it, he would not leave a single banana there. Dacă erai sărac, nu aveai bani. If you had been poor, you would not have had money.
Cine ai zis că e de două ore cu ea când v-ați întâlnit aseară? Who did you say had been with her for 2 hours when you met last night? Nu-i cu putință ca gunoiul acela să fi fost lăsat aici fără un motiv întemeiat. That refuse can't have been left here without good cause. Croitorul nu putea să cânte la miezul nopții când știa că toți ceilalți dorm. The tailor can't have been singing at midnight, when he knew everyone else was asleep. Pantalonul lui e pe pat și e foarte murdar. His trousers are on the bed and they are very dirty. N-am să-ți permit să-mi vorbești așa. I shall not have you speak to me like that. Racul n-ar merge înapoi dacă ar putea merge înainte. The crawfish would not go backwards if it could go forward. La ce ai vrea să mă uit? What would you like me to look at? Șoferul de autobuz, șoferul de taxi și șoferul de camion au împrumutat bani de la... un cămătar și nu i-am înapoiat niciodată. Dar aceasta a fost de mult și de atunci cămătarul i-a lăsat în pace, cu toate că ei se temeau de închisoarea datornicilor. The bus driver, the taxi driver and the truck driver borrowed money from a usurer and they never returned it. But that was long ago. And since then the usurer has left them alone, although they were afraid of the debtor's prison. Nu e acasă, precis colindă străzile și târguiește cu hărnicie. He is not at home, he must be roaming the streets and shopping with industry. Fotograful vrut să știe dacă să facă una sau două fotografii. The cameraman wanted to know if he should take one or two photographs. Neapărat să-mi arăți rochia ta cea nouă. You must show me your new dress.
Nu-i spune să nu-i facă ochi dulci, fiindcă îți va fi uitat sfatul până ce o va vedea. Don't tell him not to cast sheep's eyes at her. Because he will have forgotten your advice by the time he sees her. Ți-ai închipuit că o să pară ciudat că antrenorul are emoții în legătură cu meciul? Did you imagine it would seem strange that the coach should be anxious about the match? Cumpăram 5 compasuri, dacă știam că le vrei. I should have bought 5 pairs of compasses if I had known you wanted them. Casa zarzavagiului n-a fost locuită de la cutremur. De atât de multă vreme încât majoritatea oamenilor au uitat deja că e un castel și se duc acolo când ies la iarbă verde. The greengrocer's house has not been dwelt in since the earthquake. For such a long time that most people have already forgotten it is a castle and go picnicking there. Până la următoarea voastră întâlnire, îți va fi dezvăluit taina tuturor celor. Care te cunosc și vor râde cu toții de tine, iar tu nu vei mai putea să te ții tare. By your next appointment, he will have revealed your secret to everyone who knows you. And they will all be laughing at you, and you will no longer be able to carry a stiff upper lip. Mai jucai fotbal în loc să-i ajuți dacă ți-ar fi spus că se așteaptă să fii devotat prietenilor tăi? Would you have been playing football instead of helping them if? He had told you he expected you to be devoted to your friends. Am să cumpăr o zebră pentru fiica fratelui tău vitreg, care a cerut una acum câteva. I shall buy a zebra for your stepbrother's daughter. Who asked for one a few days ago, and I have promised to bring her one. Am să întreb când pleacă trenul. I shall ask when the train leaves.
Mai e mult până la locul unde poți vedea un sitar. It is a long way to the place where you can see a woodcock. Mai bine i-ai spune să nu-și mai treacă degetele prin păr când e nervos. You had better tell him to stop running his fingers through his hair when he is nervous. Se știe că se întoarce azi, ori cel puțin mâine. He is known to return today, or at least tomorrow. A explicat că își închipuie că probabil eu discut numai un aspect al problemei. He explained he imagined I should be talking about one facet of the matter only. N-ai să te plângi de elevii profesorului lor? Won't you complain of the pupils to their teacher? Cărui fel de buldog îi va fi îngăduit să intre în curte cât sunt eu acolo? Fiindcă de obicei mă tem de câini și cred că am să o iau la goană de îndată ce se ivește. What kind of mastiff will be allowed into the yard while I am there? Because I am usually afraid of dogs and I think I shall run away as soon as it turns up. Chiar și-a lăsat milionarul averea acelui cerșetor de la colțul străzii? Has the millionaire actually bestowed his fortune on that beggar at the corner of the street? Mai citai întihnă toată noaptea dacă știai că prințesa trebuie scăpată din ghearele vrăjitorului? Would you have been reading peacefully all night if you? Had known the princess must be delivered from the wizard? Dacă ar ști Carolina cu cine vorbește, ar grăbi pasul și te-ar lăsa în urmă. If Caroline had any idea whom she was talking to, she would quicken her step and leave you behind. A fost așteptat 2 ore aseară. He was waited for 2 hours last night. Tot se mai plânge că fiii lui se înhăitează cu hoți?
Is he still complaining that his sons associate with thieves? De ce zâmbeai când ți-am explicat că mi s-a terminat zahărul? Și am venit să te rog să-mi dai puținul pe care l-ai cumpărat? Why were you smiling when I explained to you that I had run out of? Sugar and I had come to ask you to give me the little you had bought. Diplomatul întrebă cum se simte sora și dacă va fi dusă la spital. The diplomat asked how the nurse was and if she would be taken to hospital. Ce o să facă Albert dacă o să-i ia permisul de conducere și nu? Să mai poată merge cu mașina la mare, cum spera că va merge. What will Albert do if they take away his driving license and? He can no longer drive to the seaside, as he had hoped he would. Cățeaua va fi lovită cu piciorul de polițist până ai să traversezi tu strada soiei. Fiindcă mereu zgârie cizmele polițiștilor. The bitch will have been kicked by the policeman by the time you cross the street and take it. Because it always scratches the policeman's boots. Instalatorul a dat peste salopeta ta, a scos-o din cutia aceea și a îmbrăcat-o, dar nu era mărimea lui. The plumber came upon your overalls, took them out of that box and put them on, but they were not his size. Struțul se va juca de o jumătate de oră cu copiii până să vină îngrijitorul să îi zgonească pe copii. The ostrich will have been playing with the children for half an hour by the time the caretaker comes to drive the children away. Departe de mine gândul să-ți stric plăcerea, dar n-ar trebui să-ți bați joc de el. Far be it from me to spoil your fun, but you should not mock at him. Dacă i-ai pune prea multe întrebări personale.
Sunt sigur că ți-ar spune curând că cine știe multe îmbătrânește repede. If you asked him too many private questions. I am sure he would soon be telling you that curiosity had killed the cat. În ce țară va pleca, dacă nu te superi? What country will he be leaving for? Sora ei vitregă tocmai a căzut de pe o stâncă și s-a lovit la cot, dar a și sosit un doctor să o îngrijească. Her stepsister has just fallen off a cliff and has hurt her elbow. But a doctor has already arrived to take care of her. A fost văzut folosind 5 foarfece și apoi ascunzându-le în geantă. He was seen using 5 pairs of scissors and then hiding them in his bag. Am să pun îngrijitorul să măture aleile de îndată ce a stat ploaia. I shall have the caretaker sweep the alleys as soon as it has stopped raining. Psihologul zise că acea trăsătură anume e comună tuturor. Soldaților care luptă pentru ca țara lor să fie liberă. The psychologist said that particular feature was common to. All the soldiers who fought so that their country might be free. Cu ce se hrănește calul? What is the horse feeding on? Croitorea sa cosea toată noaptea dacă nu s-ar teme că s-ar putea să orbească. The dressmaker would have been sewing all night if she were not afraid she might go blind. Trebuia să-l șteargă pe copil la nas înainte să intre în odaie. He should have wiped the child's nose before he entered the room. Ai râde de mine dacă ți-aș spune că petrecerea a culminat cu o ceartă? Would you be laughing at me if I told you the party had culminated in a quarrel? Să plec ori pot rămâne? Shall I go away or may I stay?
Dacă ține să facă naveta, habar n-am cum poate fi convinsă să n-o facă. If she will commute, I have no idea how she could be persuaded no to. Trebuia să scape de tine în 2 timp și 3 mișcări dacă bănuia că ai mințit tot timpul. În vreme ce toți fuseseră convinși că ai spus adevărul despre sora ta că s-a măritat cu un cavaler. You should have known earlier that sooner or later he would drive it home to you that he would. Not have lost his fortune if you had agreed to keeping an eye on him while he still had it. Individul care era rudă cu ea își târa nervos picioarele în vreme ce aștepta. The fellow who was akin to her was shuffling his feet nervously as he waited. Am auzit că bagajele lui sunt la vamă, așa că informațiile tale sunt corecte. I hear his luggage is at the customs. So your information is correct. Se trimit cărți tuturor celor care sunt doritori să citească. Books are being sent to all those who are willing to read. Nu ți-ai dat seama că e normal să-i slăbească vederea la 80 de ani? Didn't you realize it was natural that his sight should be going at the age of 80? La ce fac aluzie de când au început să discute? What have they been hinting at since they started talking? A replicat că trebuie să aibă grijă de silueta ei. She retorted she must take care of her figure. Directorul fabricii suna la ușă, dar nu deschidea nimeni, fiindcă nu era nimeni acasă. Și, în vreme ce el continua să sune, a venit un vecin și i-a spus că nu-i nimeni acasă. The manager of the factory was ringing the bell, but nobody opened the door. As there was nobody at home, and while he kept on ringing, a neighbor came and told him there was nobody in.
De ce să-și țină prelegerea în sala cea mare dacă? Nu-i nimeni acolo și el însuși a zis că mai bine s-ar duce acasă? Why should he deliver his lecture in the auditorium if there? Is no one there and he himself said he had better go home. Credeam că citește de mult, dar abia începuse. I thought him to have been reading for a long time, but he had just started. Trebuie că vorbește despre școala pe care tocmai a absolvit-o. She must be talking about the school she has just graduated from. Ar trebui să-ți laude chiparoșii lui. Sunt într-adevăr minunați. He should be praising his cypress trees to you, they are wonderful indeed. Mi s-a părut că e cam ciudat că s-a dus călare la petrecerea de la castel. I thought it was rather peculiar that she should have gone on horseback to the party at the castle. De-abia jurase președintele că a spus adevărul și numai adevărul când un cerșetor. A intrat țanțoș în sala de întruniri și l-a acuzat că a mințit tot timpul. No sooner had the president sworn he had been telling the truth and nothing but the... truth than a beggar strode into the meeting hall and accused him of having lied all along. Ar fi venit dacă i-ai fi spus cum să-și frece mâinile. He would have come if you had told him how to rub his hands. Surugiul medita că străbate cu pas mic peronul de când a plecat trenul. The coachman meditated he had been stepping about the platform since the train had left. Pe ce ar fi stat cățărat corbul dacă scena era goală? What would the raven have been perched on if the stage had been empty? Regele și regina erau căsătoriți de mult când băiatul pe care îl vezi acolo s-a născut și a fost botezat. The king and the queen had been married for a long time.
when the boy whom you see there was born and baptized. E vremea să termin de citit cartea, fiindcă e anterioară eseului. It is time you finished reading the book, since it is previous to the essay. Studenții ar fi trebuit să asculte expunerea aseară. The students should to have been listening to the exposition last night. L-am întrebat pe jucătorul de bridge de ce a fost învinuit și mi-a răspuns că i-a fost pus în cârcă ceva ce n-a făcut niciodată. I asked the bridge player what he had been blamed for. And he replied that something he had never done had been blamed on him. Vei fi consimțit la căsătoria lor înainte să vină să te roage? Will you have consented to their marriage before they come to ask you? Se construia un teatru nou pentru ca actorii să-și interpreteze rolurile pe o scenă modernă. A new theater was being built so that the actors might act their parts on a modern stage. Ce vezi acolo trebuie că e un spiriduș și n-o să-ți facă niciun rău dacă îl lași în pace. What you see there must be a goblin, and it will not hurt you if you leave it alone. Nu văd cum îl pot opri. I do not see how I can stop him. Trebuia să începi să lucrezi dis de dimineață dacă ai fi vrut să termin până la amiază. Fiindcă, după cum știi, cine se scoală de vreme departe ajunge. You should have started working early in the morning if you had wanted to finish by noon. Since, as you know, the early bird catches the worm. E foarte trist că i-a țipat toată vremea cât ai așteptat acolo. Dar trebuie să o ierți, fiindcă se vede că și avea motivele ei să se poarte așa. It is very sad that she should have been shouting all the time you waited there. But
But you must forgive her because she must have had her reasons to behave like that. Dacă Richard n-ar fi de acord să îi se spună Nick, prietenii lui nu și-ar da seama că motivul. Este că străbunicului lui i se spusese la fel și acela trăise până la 105 ani. Should Richard object to being called Dick, his friends would not realize the reason was. His great-grandfather had been called the same and had lived to be 105. De obicei sângeresc când te tai la deget, iar dacă sora vitregă a prietenului tău nu sângerează deloc. Atunci se vede că e o extraterestră și mai bine ai cerceta chestiunea înainte să fie prea târziu. One usually bleeds when one cuts one's finger, and if your friend's stepsister does not bleed at all. Then she must be an alien, and you had better look into the matter before it is too late. Dacă Dorotea și-ar vedea câinele zbugind-o cu pași mărunți, ar ști că e vina ei. Întrucât sărmanul animal nu suportă să vadă cotoiul care tot dă târcoale casei când își fac ei plimbarea de seară. Should Dorothy see her dog scurry away, she would know it was her fault. As the poor animal could not stand the sight of the tomcat which always prowled about the house when they went for their evening walk. Cu cine îi se făcuse cunoaștință? Whom had she been introduced to? În astfel de cazuri se trimite după doctor. In such cases a doctor is sent for. Se zicea că un fugar a dat foc hambarului. A runaway was said to have set the barn on fire. Copiii tot copii rămân. Children will be children. Precis că se gândește la un argument mai important dacă i-ai spus că vorbele lui sunt lipsite de importanță.
He must be thinking of some more important argument if you have told him that his words are inconsequent. Întrucât fata era plecată de acasă, i-a cerut să îi se trimită bani din care să trăiască. As the girl was away from home, she demanded that she should be sent money to live on. Ar cam fi vremea să îi se fi spus că ținutul e bogat învânat, dar nu are voie să-și folosească pușca. It is about time he had been told the country was rich in hunt, but he was not to use his gun. Ai putea citi ziarul acum dacă ai avea abonament. You could be reading the paper now if you had a subscription. Nu l-a observat ani de zile. For years she would not notice him. Trebuie să te ajute să-ți faci temele, sunt mult prea grele. She must help you with your homework, it is much too difficult. Dacă s-ar întâmpla să cumpere o rulotă, ar putea să meargă la munte și să doarmă în pădure. If he should buy a caravan, he could go to the mountains and sleep in a forest. Arestarea bofașului ar trebui să fie cunoscută tuturor în oraș. The burglar's apprehension should be known to everyone in town. Până ce ai să cumperi cursa de șoareci, șoarecele va fi mâncat de pisică, așa că mai bine nu te grăbi. By the time you buy the mousetrap, the mouse will have been eaten by the cat, so you had better wait and see. Nu trebuia să înțeleagă până acum că nu poate să împace și capra și varza. Shouldn't he have understood by now that he can't eat his cake and have it? De-abia și-a terminat milionarul zahărul că își scoase hainele și trecu înăuntrul ca să mai comande. Hardly had the millionaire run out of sugar when he took off his clothes and swam across the river to order more.
Bretelele lui erau colorate roșu cu verde și i-am spus să le vopsească. Fiindcă nu se face ca un gunoier să poarte bretele la fel ca superiorii lui. His braces were red and green, and I told him to dye them because it did not do for a dustman to wear the same braces as his betters. Măcar dacă aveai mai multă răbdare cu ea pe când trăia. If only you had been more patient with her when she was alive. Danezul răspunse că va fi primit de primul ministru. The Dane answered that he would be received by the Prime Minister. Să trăiești până la vârsta străbunicii tale. May you live to be the same age as your great-grandmother. Ce făceai dacă te acuzau de furt? What would you have done if they had accused you of theft? Se vede că mecanismul era stricat, iar el făcea tot ce putea să repare ce se stricase. The machine must have been out of order, and he was doing his best to fix what had been broken. Luiza ar fi vrut să știe dacă câinele ei ar fi cutreierat. Străzile Londrei sau nu dacă îl lasă să iasă singur. Louise would have liked to know whether her dog would have rambled the streets of London if she had let it go out alone. Concurentul mormăi că cineva a umblat greu alături toată noaptea și nu s-a putut odihni. Deci s-a hotărât să nu participe la întrecerea care urma să aibă loc a doua zi. The competitor mumbled someone had been treading heavily next door all night, and he had not been able to rest. So he had decided not to take part in the competition that was to take place the next day. Poate că te-a privit drept în ochi, mai ales dacă se aștepta să lași ochii în pământ și să-ți ceri iertare. He may have stared you full in the face, especially if he expected you to look down and say you were sorry.
Mai citește ori, a ajuns la un capitol pe care nu-l înțelege. Is he still reading, or has he arrived at a chapter which he does not understand? Copilul acesta e bun la toate jocurile, așa că va juca orice îi ceri. The child is clever at all games, so he will play anything you ask him to. Curtenii afirmară că vor merge cu toții cu pași repezi și ușori până. Laudarea regelui și îl vor felicita la cea de-a 60-a aniversare. The courtiers asserted they would all trip to the kings. Room and congratulate the king on his 60th anniversary. Orice ți-ar fi spus, pentru noi e vital să ne ducem. Whatever he may have told you, it is vital for us to go. Fazanul zbura de zile întregi peste vârfuri de munți când a reperat gaița într-un copac. The pheasant had been flying over the mountain peaks for days when it spotted the jay up a tree. Novela fusese pe larg comentată de mulți critici literari care o citiseră. Și o găsiseră a fi cea mai slabă pe care o scrisese vreodată autorul ei. The short story had amply been commented on by many literary critics. Who had read it and found it the worst its author had ever written? Motanul va fi vândut la negru înainte să ai vreme să-l găsești, dacă îl lași să iasă noaptea singur-singurel. The tomcat will have been sold on the black market before you have time to find it. If you let it go out at night all alone. Ajunge să spun că va fi moștenită casa de familia mea. Suffice it to say that my house is to be inherited by my family. Dacă Nicolae îi arăta norii cum trec pe cer, ea considera că e o remarcă de îndrăgostit. If Nicholas had shown her the clouds sailing across the sky,
She would have thought it to be a lover's remark. De ce se spune că e înzestrat cu ureche muzicală? Why do they say he is endowed with a musical ear? Se vede că directorul citea o revistă când a bătut ceasul ora 12. Fiindcă a uitat să-și comande prânzul. The manager must have been reading a magazine when the clock struck 12. Because he forgot to order his lunch. Am vândut acum 2 ani mașina pe care o voiai și persoana care a cumpărat-o. Nu știe că ți-o promisesem și am înțeles că nu o să ți-o dea niciodată. I sold the car which you wanted 2 years ago. And the person who bought it does not know I had promised it to you. And I understood he would never give it to you. Rândunica va fi călătorit timp de o lună când va ajunge aici la primăvară. The swallow will have been traveling for a month when it arrives here in spring. I se pare că mai bine îl lua de braț când s-au plimbat împreună. He would rather she had passed her hand into his arm when they had walked together. Boul știa sigur că vaca și vițelul au să dea târcu ale grădinii până ce au să afle cum să intre. The ox knew for certain that the cow and the calf would. Snoop around the garden till they found a way to get in. Dacă vor să răspundească vestea logodnei tale, nimeni nu-i poate împiedica să o facă. If they will circulate the news of your engagement, no one can prevent them from doing it. Nu avea pic de înțelegere de parcă știa că burfașul condamnat a făcut rău multora. He was destitute of sympathy. As if he knew the convicted burglar had done harm to many people. De ce a fost lăsat singur judecătorul, dacă nu se hotărască dacă e ori nu vinovat?
sergentul și să-l întrebe pe acesta dacă a mințit tot timpul ori chiar a spus adevărul? Why has the judge been left alone if not to decide whether the sergeant is guilty or not? And to ask the man whether he has lied all along or he has really been telling the truth. Semințele ciobanului au fost semănate în grădina lui toamna trecută și de atunci el tot speră să vadă plante crescând. Dar semințele nu erau bune, așa că ginerele lui le-a semănat degeaba. The shepherd's seeds were sown in his garden last autumn, and ever since he has hoped to see plants grow. But the seeds were not good, so his son-in-law sowed them in vain. Mănânc de când ai plecat și mâneam de câteva vreme și înainte să pleci. Așa că presupun că doctorul are dreptate să spună că n-am să pot slăbi niciodată dacă nu pleci mai rar și nu ești cu ochii pe mine. I have been eating since you left, and I had been eating for quite a while even before you left. So I suppose the doctor is right in saying I shall never. Be able to lose weight unless you leave less often and keep an eye on me. Când directoarea școlii l-a înțeles greșit pe elevul pe care l-a găsit în... grădină și a fost sigură că vrea să chiulească, grădinarul a asigurat-o că nu e adevărat. Că elevul e nepotul lui și vrea să-l învețe grădinăritul. When the headmistress misunderstood the pupil she found in the garden and felt sure he wanted to play truant. The gardener assured her it was not true, the pupil was his nephew, and he wanted to teach him gardening. Ce arde acolo, că miroase așa urât? What is burning there that smells so bad? Muriel se distra bine dacă își dădea toată ziua drumul jos pe topogan. Muriel would have enjoyed herself if she had slid all day downhill on a toboggan.
Am nevoie de informații suplimentare înainte să plec mai departe. I need further information before I go any farther. Nu vă supărați. Rămâneți multă vreme la noi? Will you be staying with us for a long time? E de necrezut că plânge în zadar, fiindcă știe că nu se poate schimba nimic. Întrucât greșeala pe care a făcut-o a ajuns cunoscută tuturor. It is incredible that he should be crying over spilt milk. Since he knows nothing can be changed, as the mistake he has made has become known to everyone. Ar fi păcat dacă s-ar rătăci ienul. It would be a pity if the kid got lost. Corabia care pleacă în India va porni azi ca să se întoarcă până la sfârșitul lui iunie. The ship which is bound for India will sail today, so that it may be back by the end of June. Mai de ună zi era singur. The other day he was alone. Ai putea să încetezi cu fluieratul dacă îți dai seama că o irită. You might stop whistling if you realize it annoys her. Convalescentul garantă că a fost operat și că s-a însănătoșit aproape de tot. Așa că foarte curând poate pleca acasă. The convalescent guaranteed that he had been operated on. And he had almost fully recovered, so he could go home very soon. Aligatorul fusese văzut în râu cu mult înainte să sosim noi. The alligator had been seen in the river long before we arrived. Te uiți la mine și zâmbești de parcă n-ai ști că ești slab la matematică. You are looking at me and smiling, as if you did not know you were deficient in mathematics. Încerci să spui că mă poți asigura de bunele tale intenții după.
Ce ai intrat cu forța în casa mea și mi-ai furat seiful. Are you trying to say that you can assure me of your good? Intentions after you have broken into my house and stolen the safe? Dacă Penelope a fost într-adevăr privită pe furiș cum se uita la vulpi când se turau în vizuină. Va trebui să recunoască faptul că a fost iar în codru. If Penelope was indeed spied watching the foxes creeping into their den. Then she will have to admit she has been to the woods again. Te-ai călinat degeaba dacă ai începe să te plângi șefului că ai făcut greșeli de dactilografiere. You would be crying over spilt milk if you began complaining to the boss that you had made typing mistakes. Urma să vin azi. He was to arrive today. Examinatorul pune mereu întrebări la care nu pot studenții lui să răspundă. Indiferent cât de mult ar fi lucrat pentru examen. The examiner is always asking questions which his students cannot answer. No matter how hard they may have worked for the exam. Dermatologul întrebă unde locuiesc, câți ani am, ce studiez. Ce sunt părinții mei, ce slujbă voi avea și cât voi câștiga. The dermatologist asked where I lived, how old I was, what I was studying. What my parents were, what job I would have and how much I should earn. Poate că GVRG-ul se tocmește la prețul perlelor și în. Cazul acesta o să ia multă vreme să-și vândă colierul. The goldsmith may be bargaining about the price of pearls. And in that case it will take him a long time to sell his necklace.